să iei cuiva bătaia asta de cap, ce mâncăm azi, mi se pare un cadou foarte, foarte fain de la afaceri românești, de fapt chiar din Cluj. Ceva ce pe mine m-a obsedat în ultimul timp, te-ai scos practic cu cadou. Am exagerat un pic cu blașul astăzi, dar sper că nu se vede pe cameră. În realitate sunt puțin roz în obraj. Bine ați venit la nouă zi de Vlogmas! Astăzi vreau să vă propun câteva idei de cadouri și o să fie niște propuneri mai ieșite din comun, poate niște idei de cadouri mai deosebite, personalizate și o să vedeți că unele dintre ele nici măcar nu sunt cadouri propriu zise, nu sunt niște cadouri fizice, dar o să ajungem imediat și la partea asta. Sper să vă ajute și să vă inspire videoul de astăzi și să țineți minte ideile astea de cadouri și pentru alte ocazii, pentru că nu sunt neapărat niște cadouri doar pentru Crăciun și o să vedeți că unele dintre ele, fiind personalizate, poate trebuie comandate mai din timp. Mi se pare că anul ăsta se întâmplă toate lucrurile mult mai repede. Am văzut niște ghiduri de cadouri de pe la începutul noiembrie și mi s-a părut foarte devreme. Dar adevărul este că nu-i rău să te organizezi din timp, astfel rămâi cu luna decembrie pentru alte lucruri, nu pentru umblat prin magazine. Și vreau să încep cu niște cadouri personalizate de la afaceri mici, de la afaceri românești și o să le iau într-o ordine aleatorie. Și vreau să vă arăt în primul rând tabloul acesta brodat, făcut de Adelaine. Adelaine face și ea YouTube, în cazul în care nu mă cunoașteți, o să vă las și link-ul ei în descrierea acestui video, atât de la YouTube, cât și de la magazinul ei sau contul ei de Instagram, unde puteți comanda astfel de tablouri. Tablourile se fac după imagini pe care voi le trimiteți. Și după cum puteți observa, aici este familia noastră, este făcut după o poză de la nuntă. Din câte știu, ea are dimensiuni diferite de tablouri. Mie mi se par niște cadouri foarte speciale și cred că oricine s-ar bucura să primească așa ceva, să-l pună în casă pur și simplu ca și pe post de tablou sau o ramă foto. Deci dacă vrei să faceți un cadou mai special unei familii, ăsta e un cadou pentru, cel puțin pentru cuplu. Cu asta cumva v-ați scos și aveți un cadou cumva pentru amândoi. Mie îmi plac genurile astea de cadouri așa la comun, mai ales dacă sunt personalizate și puțin mai speciale. Mi se pare un pic ciudat dacă vreau să fac un cadou unor prieteni apropiați și eu sunt prietena ei, de exemplu, sau mă rog, sunt prietenă cu amândoi, dar înțelegeți, ea știe ce se-i cumpăr, lui nu. Și atunci dacă faci un cadou așa comun, mi se pare mult mai simplu și te-ai scos practic cu cadou. Cam din aceeași categorie vreau să vă mai arăt un tablou. O să vă arăt acum niște cadouri pe care noi le-am primit și câteva pe care noi le-am făcut de-a lungul anilor trecuți. Mai am câteva idei drăguțe de cadouri pe care probabil o să le vedeți în vlogmasul acesta, pentru că nu vreau să le arăt acum la cameră, pentru că urmează să fie primite de oameni care mă urmăresc și nu vreau să fac spoiler aici de cadouri, așa că o să mă concentrez pe cadourile din trecut, dar să știți că și astea sunt deosebite. Tabloul pe care urmează să vi-l arăt, cred că vi l-am mai arătat, l-am primit tot la nuntă și este tot așa un cadou personalizat, un tablou pictat manual de Oana Haios și o să vă las din nou în descriere contul ei de Facebook, cred. Ea le face la comandă, nu știu exact cât durează, pot să-mi imaginez că nu se face de pe o săptămână pe alta, așa că va trebui comandat din timp. De asta am și zis că poate nu toate sunt potrivite pentru Crăciunul acesta, dar poate le țineți minte pentru alte ocazii și asta mi se pare un cadou foarte, foarte special. După cum puteți observa, suntem din nou noi, patru, în tablou și sunt niște detalii foarte drăguțe și personalizate aici în jur. Despre preț nu știu să vă spun nimica, din păcate, peste l-am primit cadou, tabloul de la Adelaine l-am comandat eu și are niște prețuri foarte, foarte ok. Deci dacă v-au plăcut, puteți să le urmăriți pe fete pe Instagram, pe Facebook, să le țineți minte pentru poate viitoare cadouri. Și ca să rămânem în tema afacerilor mici și cadourilor de cuplu, mai vreau să vă arăt o idee foarte faină. Mi-am comandat într-un final ceva ce voiam de foarte mult timp, dar tot n-am reușit să pun comanda pentru că livrează doar în România și eu fiind în Germania, cumva trebuia să mă organizez să ajung în siguranță la mine, iar acum când a fost ultima oară Răzvan în delegație, am prins și Black Friday-ul în România, sau mă rog, ea a făcut un pic mai repede Black Friday-ul pe site. Și mi-am comandat în sfârșit și eu două căni. Probabil o știți deja pe Irina de la Urban Tail. Are niște lucrușoare foarte faine pe site, nu doar căni, are tricouri, o sacoșă foarte faină, cartoline, tot felul. Și ne-am comandat mie și lui Răzvan două căni. Așa arată, cu mama și tata. O să vi le filmez un pic mai de aproape.
Și astea le-am luat cadou pentru noi, cum ar veni, pentru că mi le doream de mult și când am văzut că și puțin reduse și s-au potrivit și cu plecarea lui Răzvan la Cluj, am zis că le comand și gata, o să ajungă în sfârșit la mine. Am mai primit, văd că niște sticăre, tot așa cum mama și tata, foarte drăguțe. Și să știți că are pe site și căni cu bunica, bunicu. Mi se pare o idee foarte faină de cadou și bunicii sigur s-ar bucura. Și mai ales dacă vreți să susțineți afacerile mici românești, vă recomand Vă recomand cu drag site-ul ei, găsiți multe lucrușoare faine. Nu știu de ce le pun înapoi în cutie, că abia m-aș vrea să-mi beau cafeaua din ele și eu tot din altceva îmi beau cafeaua. Cred că o să le aducă Moș Nicolae, de fapt. Nu ar fi o idee bună. Să nu irosim un cadou. Și cred că mai am un singur produs de la afaceri românești, de fapt chiar din Cluj, amândouă sunt din Cluj. Este un cadou pe care l-am primit eu anul trecut de Crăciun de la sora mea și este vorba despre o lumânare foarte faină de la Liniște Candles. Avea și capac, dar nu mai știu unde l-am pus. Sunt niște lumânări făcute, turnate de mână din soia pură și au niște mirosuri foarte, foarte faine. Asta se numește mângâiere de cearșaf rece și miroase a așternuturi curate. Nu știu cum altfel să descriu, miroase super bine, și acum cât m-am învârtit pe aici simțeam mirosul și nu e aprinsă. Are fitil de lemn, deci se aude scârțitul ăla lemnului cum arde, foarte, foarte fain. Am încercat să filmez cu sunet, se poate. Și ce-mi place mie este că au niște mirosuri foarte faine cu denumiri foarte interesante. Există în colecția actuală, parcă am văzut, o lumânare care se numește cozonac înmuiat în lapte, deci cred că cu miroase aia. Toate mirosurile astea gurmande cred că sunt foarte potrivite pentru perioada rece, mai ales în jurul Crăciunului. Eliniște.ro se numește site-ul și găsiți și pe Instagram. Asta mi se pare genul de cadou de care cred că oricine s-ar bucura, pentru oricine sigur există un miros. Nici nu știu dacă neapărat trebuie să cunoașteți persoana, pentru că, de exemplu, cozonac înmuiat în lapte, cui nu-i place? Sau mirosul ăsta de curat, cred că oricine l-ar aprecia în casă. Și tot așa e vorba de o afacere mică locală, decât să cumpărați o lumânare din Zara, nu știu, acum nici nu vreau să fiecare face cum consideră, dar poate luați în considerare și genul acesta de lumânări, au și denumiri mai deosebite direct în română. Mie mi-a plăcut foarte mult. Am uitat să menționez că nu sunt sponsorizată de nimeni, știți că nu sunt, general. Nu am discutat cu nimeni, nu am promis nimănui că o să menționez și toate produsele pe care le menționez sunt testate de mine, cumpărate de către mine sau primite cadou, cum a fost tabloul acela mare, dar nu am nicio obligație să menționez pe nimeni. Și încă o chestie mai vreau să vă zic, știu că sunt foarte multe afaceri mici românești, mie mi-ar plăcea să le susțin pe toate dacă aș putea, dar am vrut aici să vă propun doar lucruri pe care eu le-am încercat. Știu că și multe dintre voi aveți afaceri micuțe, conturi de Instagram și faceți lucrușoare foarte faine. Dacă vreți să le lăsați în comentarii, puteți să faceți asta cu drag. Nu știu linkurile dacă sunt admise, cred că sunt blocate de către YouTube, dar puteți să scrieți acolo. Eu fac, nu știu, fundițe pentru fetițe și scrieți cum se numește contul de Instagram, că poate sunt persoane care caută fix ceea ce faceți voi și se uită prin comentarii și, nu știu, poate intră, vă susțineți una pe cealaltă. Dar ce o să recomand în videoul acesta sunt doar lucruri pe care eu personal le-am încercat. Ultimul cadou personalizat pe care vreau să vi-l arăt este tot ceva ce cred că v-am mai arătat eu într-un vlog, tot așa, primit cadou, atât pentru Milan cât și pentru Mara, dar am adus aici o singură cutie și este vorba despre această cutie personalizată pentru a mintiri. Asta este al lui Milan, evident, cu mașină de pompieri. Are numele lui scris aici sus. Cred că puteți trece și data și, dacă vreți, pentru bebeluși, kilogramele sau așa să fie ca o amintire, centimetri, kilogramele, data nașterii, ora. Dimensiunea mi se pare una foarte bună. Eu m-am bucurat foarte mult pentru că păstram anumite chestii. Cred că oricine păstrează câte ceva de când s-a născut bebelușul sau măcar așa două, trei chestiuțe să le ai ca amintire, brățara de la spital, și le păstram într-o cutiuță așa mai nicicum și mi-a plăcut foarte mult când am primit cutia asta cadou, pentru că în sfârșit am avut unde să pun lucrurile și să fie în siguranță, pentru că totuși e o cutie de lemn. Așa se deschide, aici am câteva lucrușoare de a lui Milan. Și motivul pentru care vă recomand asta de Crăciun, deși nu-i neapărat un cadou pentru Crăciun, este că poate fi folosită ca și ambalaj pentru un alt cadou. Deci dacă cumpărați niște jucării, de exemplu, poate nici nu vă pricepeți neapărat la ambalat de cadouri. Mi se pare o idee foarte faină să le pui în interiorul acestei cutii
îi pui o fundiță și până la urmă și cutia este un cadou în sine și este ceva de care se bucură părinții, pentru că poate la început copiii nu o să înțeleagă exact pentru ce este, deși cred că se pot pune și jucării înăuntru. Mie mi se pare că ar fi păcat, dar fiecare cum crede, mă refer la jucării, să fie ținute jucării. O să vă las link și pentru asta, dacă sunteți în Germania, se găsește pe Amazon. O să caut o alternativă și pentru România. Din câte știu, există și pe Etsy, unele pictate manual, fiecare alege de unde consideră. Eu o să vă las link exact pentru cele pe care le-am primit eu. Era soare când am început să filmez și chiar mă bucuram că n-am mai văzut soarele de 3 săptămâni și acum sunt onorat și cred că o să înceapă și o ploaie. Sper că nu s-a schimbat foarte, foarte tare lumina. Mai am încă o recomandare de la afaceri mici. De data asta este vorba despre o afacere din Germania care face puzzle-uri. O să vă arăt puzzle-ul pe care l-am cumpărat eu anul trecut sau cu 2 ani de Crăciun. Cred că cu 2 ani a fost, pentru că nu l-am aici fizic. L-am făcut și l-am lipit și l-am pus pe perete. L-am îndrămat și este la noi în dormitor. Noi avem așa o mini tradiție de Crăciun. De fiecare Crăciun, când sunt zilele alea libere, de după 26-27, facem un puzzle. Și tocmai de-aia cam toate puzzle-urile pe care le avem au tematică de Crăciun. Sunt la Cluj, nu le-am adus în Germania, dar de când ne-am mutat aici n-am prea avut, așa că am început să mai cumpăr o dată pe an așa de Crăciun și am descoperit firma aceasta, Villavunst se numește, care face niște puzzle-uri foarte deosebite. Sunt și eco-friendly, vin într-un ambalaj așa micuț de carton, nu seamănă cu cele clasice de puzzle-uri și în niște pouches, cum se numesc, niște săculețe așa de material, foarte fain, nu știu dacă au mai schimbat de când am cumpărat eu ultima oară ambalajul. Iar ei colaborează cu mai mulți designer, deci sunt niște puzzle-uri deosebite, o să vedeți că au niște imagini foarte faine și niște teme foarte faine. Tocmai de aceea l-am și pus pe perete, mie mi se par foarte fain și ca tablouri. Bineînțeles că asta nu este un cadou pentru oricine, trebuie să cunoașteți persoana, să știți dacă este pasionată de puzzle-uri sau nu, dar m-am gândit să menționez pentru că dacă sunteți și voi ca noi, ca mine și ca sora mea, și vă place să faceți așa un puzzle deosebit, nu prea se găsește. Mi se pare că e o nișă foarte bine aleasă de puzzle-uri. Dacă vă interesează ceva mai deosebit, o să vă las și site-ul lor în descriere. Din câte am văzut, livrează și în România. Puzzle-urile sunt undeva la 30 de euro. Și cam astea au fost recomandările în ceea ce privește afacerile mici, românești sau nu neapărat românești. Și acum vreau să vă mai propun câteva lucrușoare. Ca și propunerea mea cu puzzle-uri și următorul cadou trebuie să fie pentru persoana potrivită. Așa cum poate aveți o persoană în viața voastră care îi place să facă puzzle-uri, așa posibil să aveți și o persoană îndrăgostită de scris, de agende, jurnale, de poate o persoană care să-i placă amintirile în general și care să fie așa mai, nu știu, poate știți la ce mă refer. Iar pentru persoana respectivă vreau să vă recomand un astfel de jurnal, un jurnal al recunoștinței. În engleză se numește Gratitude Journal, eu îl am pe acesta. Pe copertă scrie Find what brings you joy, dar nu, asta este important. Aici pe margine, pe cotor, scrie Gratitude Journal și vine cu un pix auriu. Mie mi-a plăcut foarte mult dimensiunea și asta l-am cumpărat pentru mine. O să vă arăt un pic și interiorul pentru că mie mi se pare important. Eu nu sunt genul de persoană care să poată să țină un jurnal, dar îmi plac chestiile de genul și ce mi-a plăcut la jurnalul acesta este că e împărțit și structurat astfel încât tu nu trebuie să scrii din burtă, să umpli o pagină așa fără să ai habar ce ai putea să scrii în ziua respectivă și nici nu sunt genul de persoană care să se țină neapărat de treaba asta, adică poți să scriu azi, mâine și apoi iară peste 3 luni și jurnalul acesta îl puteți folosi pentru asta tocmai pentru că nu are data aici suscrisă, pur și simplu tu o treci aici data și apoi continui și practic poți să îl umpli chiar dacă scrii o dată la 3 luni în el și are mai multe categorii, Daily Gratitude, Today's Focus, pe ce vrei să te concentrezi în ziua respectivă, Goal Tracker, Highlight of the Day, ceva ce te-a făcut să zâmbești și mai ai câteva rânduri unde poți să scrii tu ce îți trece prin cap. E dovedit științific că dacă te concentrezi pe lucrurile pentru care ești recunoscător, îți merge mai bine, te simți mai bine și mie mi se pare foarte faină ideea. Deși am umplut doar câteva pagini, dar când îmi aduc aminte dimineața la cafea, dacă am așa un moment de liniște, n-am mai avut de mult, dar asta e altă poveste. Îmi place să scriu în jurnal. Și după cum spuneam, nu este pentru toată lumea. Cunosc persoane care
nu ar ști ce să facă cu așa ceva dacă ar primi cadou, la fel cum cunosc persoane care știu că s-ar bucura foarte mult de un astfel de cadou, așa că trebuie să vă gândiți și voi cui se potrivește și cui nu. Și din aceeași categorie vreau să vă recomand și jurnalul acesta, o să-l pun pe ecran, se numește The 5 Minute Journal și este aproximativ la fel, tot așa din câte știu este structurat în interior, dar nu știu sigur dacă are data, cred că are data deja trecută sau ar trebui cumva ținut în fiecare zi, dar ideea este că scrii în fiecare zi câteva rânduri, foarte puțin, nu îți ia foarte mult timp, iar după 5 ani poți să revii și să vezi ce ai făcut în fiecare zi și mi se pare foarte fain să poți să te uiți înapoi sau peste alți 5 ani, când au trecut 10, când nu mai ții minte ce ai făcut în ziua respectivă, nu știu, mie mi se pare fascinant, dar din nou, nu este pentru toată lumea. Foarte scurt vreau să vă mai arăt ceva ce pe mine m-a obsedat în ultimul timp și nu m-am putut abține și a trebuit să cumpăr, deși poate nu se potrivește neapărat în categoriile în care am ajuns cu propunerile de cadouri. Este vorba despre aceste căni de la Depo. O să vă pun aici niște cadre pentru că nu le am la mine. Depo este un magazin din Germania cu decorațiuni interioare și am găsit, de fapt, după cana asta în formă de ciupercă m-am dus, care mi-a plăcut super, super mult când am văzut-o pe site, am fost în magazin, n-am găsit-o, după care am văzut că a apărut redusă pe site și am zis că trebuie să o comand și oricum am mai comandat câteva lucruri, așa că o să o pun aici ca recomandare de cadou și motivul pentru care o menționez știind că magazinul nu se găsește în Germania este pentru că am văzut-o la Pepco și eu am mai găsit și cana asta în formă de căsuță care mi-a plăcut foarte mult, probabil ați mai văzut-o în vloguri. Astea mi se par niște cadouri destul de accesibile și potrivite și pentru un Secret Santa sau pentru cineva despre care nu știți mare lucru. Sunt așa, parcă în tema Crăciunului și cu siguranță există și cu motive de Crăciun. Și acum să trecem mai departe cu cadourile noastre sentimentale, pentru că tot am ajuns la jurnalul recunoștinței. Dar până la urmă astea sunt cadourile care parcă te ating cel mai mult. O să vă zic ce facem noi în fiecare an pentru bunici, pentru părinți și mi se pare un cadou foarte fain. Le pregătim în fiecare an câte o fotocarte cu poze pe care le-am făcut de-a lungul anului. Stau un pic la final de an sau, mă rog, la început de decembrie și mă gândesc și aleg pozele din anul respectiv. Le pun toate, fac un colaj și comand cărți pentru toată familia, să aibă toată lumea la ce se uita de sărbători. Sincer, mi se pare cel mai fain cadou, știu că ei se bucură, astfel nu trebuie să-mi bat capul nici cu cadouri potrivite, pentru că de multe ori nu știu ce le-ar trebui, ei zic tot timpul că n-au nevoie de nimica și așa pot să le trimiți o ciocolată, o cafea și cartea asta și știu că se bucură. Și chiar dacă mai primesc poze și mai văd poze cu noi pe telefon, mi se pare altceva să aibă în mână o carte la care să poate să se uită oricând și din urmă, pentru că eu nu o să le trimit astăzi poze cu copii de când aveau 3 luni, deși eu recunosc că mă uit seara și la poze de acum 2-3 ani, dar nu stau să le trimit tuturor, pentru că mi se pare că nu e interesant pentru toată lumea și în felul acesta pot și ei să se uite când vor, cât de mici au fost copii odată. În aceeași categorie, am primit o recomandare foarte faină de la o prietenă, tot așa pentru cadou pentru părinți, bunici, și anume o ramă digitală de poze. Seamănă foarte mult ca și idee cu fotocartea pe care o facem noi. Poate că pe termen lung e mai puțină bătaie de cap, pentru că pur și simplu reîncărcați acolo poze, are o aplicație, vă instalați voi în telefon și puteți să urcați poze și lor le apare pur și simplu pe ecran, nu trebuie să facă nimic, mi se pare din nou o idee foarte, foarte bună și astfel pot să primească poze actuale și să fie o surpriză pentru ei în fiecare zi când se uită și văd poate poze noi. Și nu în ultimul rând, tot în categoria asta de poze, vreau să vă recomand ca și cadou o ședință foto de familie. Știu că nu e pentru toată lumea, parcă mai ales bărbaților nu le place neapărat să facă poze, să fie în fața camerei, dar cu siguranță peste câțiva ani vor aprecia pozele astea și e fain să ai niște poze calitative pe care poți să le listezi într-un format mai mare, să le pui pe perete prin casă. Nu știu exact care sunt prețurile în România, dar aici în Germania sunt foarte, foarte scumpe astfel de ședințe foto. Plus că plătești ședința cumva, plus fiecare poză pe care o vrei. Adică nu plătești, din câte am înțeles, în România așa este. Dai un ban, dar știi ce primești, nu? Dai o sumă de bani și primești toate pozele pe care s-au făcut la ședința respectivă. Aici trebuie cumva să-ți alegi, adică plătești ședința și durata de timp pe care o petrece fotograful cu tine, plus 10 imagini, de exemplu. Și doar 10 ai voie să-ți alegi din tot ce s-a
făcut. Am văzut că e o modă în ultimii ani cu ședințele astea foto, dar poate că aveți și prieteni în jur care nu fac așa ceva și nu trebuie să fie ședințe din acelea foarte forțate la un cadru perfect în spate. Poate să fie pur și simplu afară, dacă aveți, cunoașteți un fotograf care face poze și în natură, să nu fie neapărat într-un studio și pur și simplu să surprindă niște momente naturale cu voi, cu copiii, cu familia, mi se pare o idee foarte faină de cadou. Un alt cadou foarte, foarte fain pe care noi l-am primit, încă n-am reușit să îl folosim, ca să zic așa, a fost un cadou ce l-am primit de la niște prieteni foarte dragi și am primit un voucher pentru o cină în doi, adică eu cu Răzvan, plus babysitter, adică ei doi o să aibă grijă de copii cât noi ieșim în oraș câteva ore și mergem să mâncăm ceva bun. Și mi s-a părut o idee foarte faină de cadou, în special pentru că noi nu avem familie aproape, nu putem lăsa copiii undeva și să mergem să facem ceva împreună, deci pentru noi sunt destul de rare momentele în care putem ieși doar noi doi. Și mi s-a părut foarte fain că a venit cadoul acesta din partea lor, nu doar din considerentul că s-au gândit la noi și că putem face ceva doar noi doi, ci și din faptul că ei sunt foarte apropiați cu copiii noștri și în felul acesta am fi și noi liniștiți știind că i-am lăsat cu ei, pentru că n-am nicio problemă să stea cu ei. Așa că dacă aveți copii și copii, dacă aveți prieteni apropiați care au copii și știți că nu prea reușesc să petreacă timp în doi, ceea ce e cazul probabil la 90% din cupluri, din familii, luați în considerare și acest gen de cadou. Nu trebuie neapărat să fie un voucher la cine, poate să fie un bilet la film. Aici nu e importantă suma pe care o dați, ci ideea în sine, că știu că la un moment dat poate să-și ia 2-3 ore când au nevoie și să aducă copiii la voi și ei să meargă să facă ceva în liniște pentru o perioadă de timp. Mi se pare un cadou foarte, foarte fain și mi se pare și foarte fain să faci cadou cumva timpul tău, nu neapărat banii, deși aici e vorba și de un voucher la ceva, dar poate să fie și numai un voucher de babysitting. Și dacă tot am intrat în subiectul voucherelor, mai vreau să vă propun o idee de cadou, cel puțin pentru Germania, nu știu în România dacă există sau poate există ceva asemănător, și aici mă refer la un voucher la HelloFresh. Probabil ați auzit deja de HelloFresh, este un serviciu care îți livrează acasă ingredientele și rețeta, deci tu îți alegi ce vrei să gătești și ei vin exact cu cantitățile de care ai nevoie pentru rețeta respectivă, plus rețeta cu instrucțiuni pas cu pas. Mie mi se pare o idee foarte bună. Decât să cumperi ceva, orice, doar ca să faci un cadou, asta mi se pare o opțiune mai bună pentru că oricine mănâncă și oricui îi place să mănânce bine și bun și să fie ușor de gătit chestiile respective și să-și aleagă singur ce vor să mănânce. Noi am făcut un astfel de cadou prietenilor noștri după ce a născut. Mi s-a părut o idee foarte bună. Am apelat și noi la HelloFresh după ce s-a născut Milan, fiind singuri, am vrut să fie ușor să facem de mâncare, chiar nu voiam să ne batem capul cu asta și să poată să facă și Răzvan. În fiecare săptămână îți vin ingredientele pentru câte rețete îți alegi tu, cred că timp de o săptămână. Și am făcut și noi mai departe acest cadou pentru că pe mine m-a ajutat mult în perioada aceea, dar mi se pare un cadou fain de făcut oricând. Să iei cuiva bătaia asta de cap ce mâncăm azi și doar pentru o săptămână, mi se pare un cadou foarte, foarte fain. Și dacă tot am intrat în subiectul cât de fain este să-i dai cumva cadou timpul tău, nu neapărat să cheltui o sumă mare de bani pentru cadou, trebuie să vă menționez, îmi fac puțină reclamă și vă menționez și DIY-urile mele. O să vă las pe ecran câteva idei. Dacă aveți puțin timp de oferit și vă e drag să faceți lucruri din astea de mână, dacă vă place să coaseți, deși nu trebuie să fiți profesioniști. Din nou, mi se pare un cadou foarte special să primești ceva făcut de persoana respectivă. Pentru copii puteți face o pernuță, chiar se fac foarte ușor. Bufniță, cățeluș, baby nest, dacă aveți bebeluși de Crăciun, Christmas babies. Puteți să faceți un leagăn, nouă ne-a plăcut foarte mult leagănul ăsta, încă îl mai avem, doar că unde am locuit înainte stăteam la mansardă și puteam prinde foarte ușor leagănul, aici nu mai avem și îl punem afară, dar afară evident că nu-l folosim atât de des cât l-am folosit în casă cu Milan. Și o să vedeți că mai am mai multe propuneri, nu doar pentru copii, dar am vrut să le menționez și astea pentru că
este un cadou foarte fain când poți să-l faci tu de la zero și e și pentru tine o satisfacție foarte mare. Și cam astea au fost propunerile mele de cadouri pentru acest Crăciun, deși v-am zis că nu e neapărat să fie un cadou pentru Crăciun. Dacă v-a plăcut ceva, puteți să țineți minte pentru o altă ocazie, mai ales cele personalizate. De fapt, tot ce am menționat aici cred că se potrivește pentru orice ocazie. Dacă faceți și voi lucrușoare de mână, dacă aveți magazine online sau conturi de Instagram unde vindeți lucrurile făcute de voi, puteți să le lăsați cu drag în comentarii. Cel mai bine fără link, doar denumirea. În felul acesta nu o să fie blocate comentariile. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul vlog, mă, foarte, foarte curând!